Da, deci punerea la punct a pompei de injecție la 2.5 TDI. Eu am făcut un semn mare așa. Aici vedeți. Deci suntem la volan, la volan, la înăuntru mașină. Aici aveți o crestătură pe mijloc, da? Nu asta, nu asta, mijlocul, da? Aici mijlocul. Mijlocul vine cumva exact pe folie, dar pe folie, o să vă filmez eu în spate, este o altă crestătură. Ia să vedem. Dacă putem. Vedeți crestătura unde e acolo cu alb? Unde se termină markerul cu alb, este o altă crestătură. Deci crestătura de aici trebuie să vină exact perfect. Crestătura de aici trebuie să se alinieze perfect cu asta de aici. Nu o să puteți să puneți perfect de acolo și trebuiască să veniți să vă uitați pe aici, pe la alternator, să vă uitați exact că o să puteți să vedeți cum se aliniază. Nu știu dacă puteți să vedeți pe aici. Nu cred. Nu știu, nu cred, dar să vă dau un exemplu. Aici e folia cu crestătura și aici e de pe pompă fix. Deci voi când aliniați, nu vă duceți nici așa, nici așa. Perfect în mijloc trebuie să fie. Și cam așa puneți la, o trageți pe punct, sus la pompa de injecție. Vedeți? După care, după ce ați aliniat-o perfect, cu aici să se alinieze perfect, că aici e corpul pompei de injecție, aici nu se mișcă nimic. Aici nu se mișcă, da? Deci mijlocul ăsta de aici trebuie să se ducă cu mijlocul la crestătura de aici. Ia să mai filmez o dată, poate. Se vede, da? Unde se termina alb acolo, e crestată pinion. Așa, după care aici este o piuliță de 10 și cu un pinten. Vedeți pintenul ăsta aici? Desfaceți piulița, scoateți pintenul afară, strângeți piulița, aveți grijă să nu pierdeți pintenul, puneți-l undeva aici să nu pierdeți. Strângeți piulița și în felul acesta ați blocat pompa de injecție perfect. Ea nu mai mișcă, da? Exact asta o să fac eu acum. După care o să mergem la volantă și de unde avem noi semnul pentru punctul mort superior, top dead center, deci pentru în față, o să dăm în spate volanta, în sus, până o să ajungem la semnul de la pompa de injecție. Nu mai știu exact câți dinți, 11 sau 13 dinți, dar o să vă arăt eu acasă că am o altă volantă și o să vă explic perfect acasă. Deci așa se pune pompa de injecție la punct, așa se aliniază pompa de injecție, dar cu volanta de jos nu rămâne pe același semn ca pentru pompa, ca pentru cureaua de distribuție. Deci după ce a spus cureaua de distribuție, mișcați volanta, cred că 11 dinți sau 13 dinți, nu mai știu, în spate, în sus, cum ar veni. Trebuie să ridicați, cum stați așa, ridicați volanta în sus, 11 sau 13 dinți și o să vedeți alt semn pentru pompa de injecție, pentru că pe volantă sunt două semne. Un semn pentru cureaua de distribuție și al doilea semn pentru cureaua de la pompa de injecție. Da. De ce le-au făcut așa, nu știu. Întrebați-i pe nemți, dar aveți două semne, aveți grijă mare. Nu folosiți un semn și pentru cureaua de injecție și cureaua de distribuție. Cureaua de distribuție are un semn, după care ridicați în sus și o să vine și semnul de la pompa de injecție, pentru că injecția vine cu câteva fracțiuni de secundă înainte, după care pistonul ajunge sus. Deci noi am pus prima dată pistonul sus, dăm înapoi pentru injecție acum.